Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi, dragii mei, o să facem chiftele din carne de curcan, piure de cartofi și lângă ea o să facem un sos de măcriș. De-aia vă arăt separat, de-aia facem ultima dată. Acum prepar chiftelele, punem cartofii la fiert și după aia facem sosul. Haide să vă arăt ingredientele. Carne de curcan, uitați așa la baton, avem un kilogram, dar nu o să facem tot, o să facem jumate. Deci eu fac amestecul, jumate o preparăm, jumate... Deci avem nevoie de jumătate de kil de carne de curcan. Bună ziua! Deci carne de curcan, avem aici un kilogram de cartofi curățat, care o să le fierbem în apă cu sare. Și aici avem pită moiată. Am avut 300 de grame de pită uscată, am avut destul și le-am moiat, uitați. Aici avem usturoi, avem sare, piper și ceva condimente, magheran se numește. Și o să folosesc și frunză de pătrunjel în chiftele, deci ca condiment. Deci nu punem mare lucru, nu complicăm rețeta, o să fie una simplă, deci punem decât carne, miez de pită și condimente, sare, piper și usturoi. Usturoi și ou, nu? Trebuie să lipsească, da, o să folosim și două ou, să o lege și cam atât. Și separat vă arăt sosul de macriș. Acum repede punem cartofii la fiert și după aia amestecăm carnea ca să fiarbă. Adevărul că ne grăbim că ni-i foame. Am curățat un kilogram de cartofi care le tăiem cuburi micuțe să fiarbă mai repede și punem la fiert în apă cu sare și după ce s-o fiert, atunci o să topșim. O să punem pe ea dacă un pic de ulei, sare, poate și un pic de lapte, dar asta vedem la urmă după ce s-o fiert. Deci facem un pireu de cartof obișnuit, care oricine știe să facă. Și facem chiftele din carne de curcan. Să știți că nu prea am obiceiul să iau carne din asta, dar de data asta am luat, că am zis că să vedem cum e, că nu, cum v-am spus, n-am mai luat de, nu mai țin minte de când, de mult. Și acum zic, hai să o încercăm, să vedem. Uitați că are ceva negru, asta le tăiem și punem deoparte. Și am zis să văd și o să... Anume de chiftele, e unguresc, că scrie pe ungurește pe ea. Și lumea zice că e foarte bună. V-am spus, eu n-am luat cel puțin de vreo 5-6 ani așa carne. Dar acum... Nu știu ce mă deci tăiem cartofii cuburi pentru piure. Da, uitați așa mărunt, că fierbe mai repede și o spăl și punem imediat în apă cu sare și fierbe una, două, că v-am spus că facem o rețetă rapidă, că ni-e foame. Și să vă spun de sos de măcriș. Nici sos de măcriș noi nu prea mâncăm, dar la Maria îi place măcrișul. Și am zis că haideți să facem un sos. Eu am vrut să fac salată lângă cartofi și ăsta, dar după aia m-am gândit că mere totuși mai bine cu un sosuleț decât cu salată. Și de aia l-am pregătit, dar nici nu aveam loc atâta să punem pe masă, să vă arătăm. Mai bine punem cartofii la fiert, preparăm carnea și ultima dată facem și sosul. Mai avem un singur cartof. Uitați, avem destul cartof. Când se fierbe, ajunge pentru 4 persoane. Eu zic că le-am tăiat tot, nu? Nici nu văd eu bine, mai este una. Și tăiem cartofii și revenim. Uitați-vă aici, am pus cartofii în apă rece și acum punem un praf de sare, neapărat. Fără sare nu poate să fiarbă, că nu o să aibă gust. Punem un pic de sare și lăsăm să fiarbă vreo 20 de minute. Uitați așa, o linguriță de sare.
și punem capacul și lăsăm să fiarbă vreo 20 de minute. După 20 de minute, când cartofii este foarte bine fiert, o să vă arăt în continuare cum le facem. Și după cum v-am spus, dragii mei, uitați-vă aici, este un kilogram de carne de curcan care am cumpărat, v-am spus, anume de chiftele, e foarte bun, lumea zice. Eu acum o să prepar un kilogram, deci pun un kilogram de carne și 300 de miez de pită. Deci eu prepar tot și poate nu o să prăjesc toate cantitatea, le prăjesc numai jumate și jumate le pun în congelator și când mai avem poftă de chitele, numai scoatem, o descongelăm și le frigem, fiindcă nu mâncăm noi acum un kilogram de carne. Am vrut doar să lămurim, la un kil de carne noi punem 300 de grame de pesmet, că poate la început nu s-a înțeles. Uitați, un kilogram de carne, vedeți? Așa. O să zdrobim usturoiul ca să... La un kilogram de carne, eu m-am gândit să punem așa o... 4 căței, hai să nu pun tot, mai am aici, o să le las. Și acum cam atâta usturoi, o să zdrobim cu ăsta. Să știți că mă place foarte mult scula asta de la Mihaela. Mai bine decât cu... Trebuie un pic de putere și eu nu prea am. Vă spun de ce nu am putere. O să vă râdeți când o să auziți. Da, e adevărat, nu-i minciună. Astăzi n-am mâncat de aia. Dar sincer, n-am mâncat astăzi și atunci nu am putere să zdrobesc usturoiul. Uitați, le punem aici. Și asta de ce nu să zic? Deci mai spunem o dată gramajul. 1 kg de carne, 300 de grame de pesmet înmoiat în apă, 4 căței de usturoi și o să mai punem și două ouă și condimente, sare, piper. Deci am zdrobit tot usturoiul. O să punem peste, să aibă gust bun de usturoi. Deci v-am spus, asta este rețeta mea, dacă nu vă place, voi faceți cu a voastră. Dar eu zic că e o rețetă foarte gustoasă, delicioasă și merită să o încercați. Usturoiul, punem, uitați așa, o linguriță de sare, punem jumătate de linguriță de maghiarean, merge foarte bine la chiftele și punem și ou. Dumneavoastră puneți și piper. Piperul iarăși este necesar. Mama nu pune. Dar nu, dumneavoastră puneți. Mihai nu mai vrea să vadă piper în mâncare. Pentru Mihai și noi o să suferim un pic. Și acum, uitați. Deci am băgat toate condimentele, afară de piper. Voi băga și piperul și acum o să luăm și miezul de pită și o amestecăm foarte, foarte bine. Uitați ce bine am ce bine ai ce? Am frământat. Ai și frământat. Da. Și acum chiar că amestecăm, trebuie cu mâna, că n-ai cum să faci cu lingura, că trebuie foarte bine amestecat. O să iasă o cantitate foarte, foarte mare de chiftele. La noi tot timpul bolul este mic, da, chiar dacă avem boluri mari, mama le preferă doar pe cele mici. Stai că o golesc în una mare acum, să știți că o golesc în una mare, mare, mare. Și mărarul, că e foarte bun gust dă. Puteți pune pătrunjel, mărar, ce doriți. Da, ce aveți, ferdeață, le tocați mărunt, așa. Și uitați, am golit și carnea cu amestecul cu tăr, într-un alt blig mai mare, cu mult mai mare. Ăsta o să avem nevoie de tocător, că aici le formăm. Și acum, uitați-vă aici. O să amestecăm foarte bine. Aici avem ouă, pită, carne, condimente
și amestecăm cu mâna și o să formăm chirteluțele. O să ne iasă o grămadă, dar v-am spus, nu-i musai, adică nu-i musai. Vedem noi cât prăjim și ce rămâne, punem în congelator și mai facem și altă dată. Adevărul că trebuie bine, bine amestecat, că i-am stors pita, i-am avut pita uscată, știți? Că nouă tot ne rămâne, eu le string într-o punguță și când am nevoie, ori le pun în cuptor, le prăjesc și le macin și am pezmet, ori le folosesc la chiftele, la ce-mi trebuie, deci nu arunc pita. Numai așa, Doamne ferește, dacă se mucegăiește, dar acum nu mai se mucegăiește, că se uscă și asta e. Uitați-vă aici, eu am amestecat cât am putut de bine și acum o să iau un pic de făină, că să putem forma chiftelele. Deci nu-i musai, dacă puteți fără, faceți fără, dar dacă e carnea asta de curcan, e mai moale ca de obicei, carnea aia de porc sau de pui mai seacă, asta e mai moale. Și am băgat eu pita, ați văzut, dar na. Acum o să... Deci putem să punem și cu lingura, că nu e o problemă. O să vedem. M-am hotărât să pun și un pic de chili iute în loc de piper, ca să știți. Și m-am gândit să nu mai pun făină, că am pus chiftelele la prăjit. Eu le pun cu lingura, voi formați-o cu mâna, faceți cum vreți, eu le pun cu lingura. Uitați, așa arată, așa le iau eu cu lingura, vedeți, de aici. Iau cu lingura așa și pun în ulei. Le prăjesc, le întorc pe partea aia și le scot aici pe tavă. Acum... lăsăm să se prăjească bine și pe o parte și pe aia lată și le întoarcem. Când e gata, o să venim cu finalul. Trecurat imediat o să topșim, o punem deoparte și începem la sos. Am tăiat o ceapă, o cățea de usturoi și măcrișul bucăți. Acum am pus o lingură de ulei la foc și merem și punem aici. Uitați aici, aici avem uleiul și punem ceapa, vedeți? Deci o ceapă întreagă, un cățel de usturoi și o legătură de măcriș. Lăsăm să se călească un pic ceapa, uitați așa. După aia punem și măcrișul. O să folosim o lingură de, imediat, de făină. Un pic de lapte. Un sos simplu și delicios. Deci am pus ceapa, o să punem măcrișul, laptele și o lingură de făină. 250 de mililitri de lapte. Mai trebuie un pic să lăsăm să se moaie ceapa. Deci sosul este foarte simplu. Aveți nevoie de o ceapă mică, un cățel de usturoi, 250 ml de lapte, o legătură de măcriș și o lingură mare de făină. Dintoim și asta un pic. Așa. Hai să punem acum un pic de sare. Am pus o jumătate de linguriță de sare. Dacă o să mai trebuiască, mai putem pune, că nu vrem să fie foarte sărată. Deci o dințuim bine, vedeți? Să fie moale. Ea când o să dințuie, după ce punem ăsta, dă un clocot, este gata. Uitați, așa, o lingură din asta de făină e suficientă, nu trebuie mai mult. Uitați, așa. Prăjim un pic și făina, să nu aibă gustul ăla de făină, știți?
punem laptele și mai aduc un pic de apă să completăm. Mă amestecăm un pic să nu se facă cocoloșă. Și acum lăsăm să fiarbă, mai pun un pic de apă, deci 250 de lapte și 100 de mililitri de apă. Și cam asta e tot, trebuie lăsat să fiarbă. Cam așa trebuie să arate sosul, vedeți, el se îngroașă, capătă consistența dorită, o culoare frumoasă, miroase foarte, foarte bine și este delicios. Deci lăsăm să fiarbă în jur de 5 minute până când se îngroașă și are o consistență de sos. Oprim aragazul. Și ăsta este sosul nostru de măcriș. După ce s-o fierb, normal, topșim cu asta de cartofi și punem un pic de lapte, sare și asta este pireu. Altceva nu se pune. Fiecare face pireul felul lui. Mama îl face în cel mai simplu fel, doar cu puțină apă rămasă de la cartofi, sare și foarte puțin lapte. Cam atât. Deci terminăm de făcut și piureul și apoi revenim cu farfuria montată. Este o mâncare simplă, delicioasă, la îndemâna oricui, pe care vă invităm cu mare drag să o încercați și dumneavoastră. De asemenea, lăsați-ne părerea voastră în comentarii, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Vă mulțumim! Dragii mei, este mâncarea gata. Uitați, așa arată. Am gătat și chiftelele și sosul este foarte bun, să știți. Extraordinar. Încercați și voi. Sper să vă placă. Dacă doriți în sos să puneți un pic de oțet, e foarte bun. Uitați-vă aici dacă stă un pic altomat să îngroașă. Așa că să știți că este foarte bun, dar dacă vă place un pic mai acru, puneți un pic de oțet sau lămâie. Este foarte, foarte, foarte bun. Și chiftelele au ieșit bun, și cartofii. Deci cam așa arată finalul. Vă doresc poftă bună. Vă spun, vă invit la masă, să veniți cu noi la masă. Și vă spun la revedere. Pupici!